Salut, iubitorule de filme de dragoste! Astăzi am revenit cu un nou clasament în care am selectat cele mai noi și reușite producții amoroase din anul curent care deja au fost lansate. Acest top este compus din pelicule care au obținut cele mai bune calificări de la critici și spectatori, deci la sigur vei găsi ceva interesant pe placul tău. Abonează-te pe canalul meu dacă mereu ești în căutarea unui film interesant, dar pentru a fi la curent cu alte clasamente tematice care vor apărea pe acest canal, activează toate notificările. Deci, hai să începem! Little Fish. O producție sensibilă cu o atmosferă deosebită. Istoria de dragoste se plasează în condițiile de pandemie, realitatea tristă a perioadei prin care trecem acum. Doar în cazul dat, boala a afectat memoria. Evenimentele sunt prezentate ca amintirile din viața lui Emma și Jude, un cuplu de tineri căsătoriți. Prima întâlnire, petrecerile, nunta, câinele Blu și peștișorul, amenajarea apartamentului, se pare că acesta este tabloul perfect a unei iubiri adevărate. Ea este veterinar ce planifică să-și continue studiile în biologie. El, un fotograf talentat și înainte îi așteaptă un viitor frumos. Însă totul se ruinează atunci când Jude se îmbolnăvește și cei doi sunt nevoiți să lupte pentru ca relația lor să nu dispară, fiind pur și simplu uitată. The Map of Tiny Perfect Things. Un film ușor, dar sensibil, care îi amintește spectatorului că viața este minunată și plină de momente perfecte care trebuie savurate. Asemenea Palm Springs, din nou avem o pereche blocată în bucla temporală, o temă cunoscută pentru majoritatea din noi. Însă filmul oferă acestui clișeu o imagine proaspătă și originală. Mark este un adolescent de 17 ani care s-a blocat într-o buclă temporală. Totuși, această neplăcere nu îl descurajează, deoarece el a învățat să observe detaliile care fac ziua minunată. Ba chiar mai mult, cercetând orașul și locuitorii, el a elaborat o hartă a momentelor perfecte. Însă viața liniștită a lui Mark se schimbă atunci când el o întâlnește pe Margaret, o tânără care, asemenea lui, retrăiește din nou și din nou această zi. Mara. Îți plac filmele indiene? Atunci această peliculă la sigur va fi pe placul tău. Colorată, muzicală, sensibilă și dramatică. Întruchiparea perfectă a cinematografiei indiene contemporane. În centrul atenției se află Parvati, o arhitectă talentată care se mută într-o gazdă nouă cu speranța de a începe viața de la zero. Amenajând noua locuință, ea descoperă lucrurile uitate de vechiul chiriaș, Mara. Dorind să le întoarcă proprietarului Uituk, Parvati începe căutarea lui Mara, o idee care se transformă într-o adevărată aventură. Curând, eroina înțelege că bărbatul pe care îl caută este legat de unele întâmplări din copilăria sa și găsind chiriașul, ea în sfârșit va afla răspunsurile la multe întrebări care de mult o frământă. Nebun după ea. Adri este un jurnalist într-o revistă de divertisment. Într-o seară, el face cunoștință cu Carla, o tânără seducătoare și impulsivă. După o noapte petrecută împreună, Carla dispare subit. Fapt ce îl nedumerește pe Adri, care se pare că s-a îndrăgostit de tânăra nebunatică. Încercările de a o găsi îl aduc la spitalul de psihiatrie, unde Adri află cu stupoare că de fapt Carla este pacienta acestei instituții. Fiind convins că tânăra va fi încântată să-l vadă, jurnalistul mimează o boală mentală și până la urmă nimerește în interiorul spitalului. Însă toate așteptările lui Adri sunt spulberate de primirea agresivă a lui Carla. Supărat și dezamăgit, acesta încearcă să plece din spital, doar că personalul nu-l crede că boala sa este simulată și Adri pe pielea sa va simți că să nimerești într-un spital de psihiatrie e mult mai ușor decât să-l părăsești. Tuturor băieților, a ta veșnic. A treia parte din franciza Tuturor băieților, începută în anul 2018. De aceea îți recomand inițial să le vezi pe celelalte două episoade pentru a înțelege mai bine evenimentele relatate acum. Lara Jean este o absolventă fermecătoare ce vede lumea în roz și este sigură că va face față tuturor încercărilor care o așteaptă în viața de adult. Însă pe măsură ce balul de absolvire al liceului se apropie,
eroina începe să înțeleagă toată seriozitatea acestei etape noi din biografia sa. Copleșită de incertitudini și multe întrebări fără răspuns, Lara Jean tot mai mult își face griji pentru relația cu iubitul său Peter, cu care este așa de fericită. Cei doi doresc să continue studiile în aceeași universitate, însă soarta are alte planuri și curând îndrăgostiții vor fi nevoiți să facă prima alegere matură de care depinde viitorul lor. Luați de val. Dacă îți plac dramele, cu siguranță trebuie să notezi această producție italiană. Și deoarece acțiunea are loc pe malul mării, ca bonus, în afară de o istorie amoroasă pătrunzătoare, vei primi o imagine frumoasă cu peisaje provinciale și marine. Lorenzo este un tânăr sicilian care adoră vara. Manualele și caietele stau uitate pe rafturi, dar el poate să facă un ban în plus la clubul de navigație. Chiar dacă este destul de tânăr, are o experiență frumoasă în conducerea iahturilor. Și această abilitate îl ajută să predea amatorilor lecții despre tehnica securității pe apă. Într-o zi, la una din lecțiile sale, vine o domnișoară ce îi atrage atenția. Și se pare că nici frumoasa necunoscută nu rămâne indiferentă de atenția tânărului instructor. Și dacă până aici totul pare o istorie banală pe care ai urmărit-o în sute de filme de dragoste, să știi că subiectul nu va fi așa de simplu precum te aștepți. O săptămână în lumina soarelui. Este un musical creștin, deci conținutul este corespunzător. Relația dintre protagoniști este prezentată decent, dar coloana sonoră este compusă în mare parte din imnuri religioase. Doar că Netflix-ul a preferat să nu le traducă, deci ele sunt în engleză. Will este un adolescent cu probleme de comportament și din acest motiv nu prea se împacă cu legea. Amenințat cu închisoarea, tânărul este forțat să facă o alegere, merge la școala de corecție sau la o tabără creștină. Evident că Will alege tabăra. Ambianța de aici, atât de diferită de cea în care a trăit până acum, nu sunt pe placul eroului principal. Însă treptat se obișnuiește și începe să înțeleagă rostul acestei instituții. Încadrându-se tot mai mult în activitățile din tabără, Will își face prieteni noi, printre care și Avery. Dar viața tânărului problematic începe să prindă culoare. Atât pentru azi. Dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să pui un like și să te abonezi dacă încă nu ai făcut-o. Nu ezita, scrie mai jos în comentarii dacă ai văzut deja careva din aceste producții și ce impresie ți-au lăsat. Sau poate ai vrea să fac un clasament anume. Eu citesc toate comentariile și mă strădui să răspund la toate întrebările care mi le lasă spectatorii. Ne auzim în videoul următor.